absolut obligatorii și doi, Partidul Național Liberal, așa cum am anunțat, vom avea discuții exploratorii cu toate partidele parlamentare, mai puțin PSD. Mai puțin PSD. Cu toate partidele parlamentare. Dacă există posibilitatea unei majorități, Partidul Național Liberal este pregătit. Cu cine ați putea face majoritate? Cu toate celelalte partide parlamentare, mai puțin PSD. Deci excludem PSD-ul. Deci PMP? Da. Valiască Băsescu? Discutăm cu Partidul Mișcarea Populară, discutăm cu UDMR-ul, discutăm cu minoritățile, discutăm cu toate partidele parlamentare. Ardealul, doamna Barbu, cum să discutați cu UDMR-ul? Ardealul, doamna Avram Iancu, la Țebea se întoarce, cade gorunul peste noi, cum așa? Vă amintesc că UDMR-ul Adin are acest... Adin reînvie iarăși, că a mai înviat acum 3 zile, iarăși se scoală și... bântuie pe la televiziune. Dacă îmi dați voie. Păi cum că v-am speriat când am văzut, a zis, uite domne, să mă uit la doamna Grecu sâmbătă. Vă rog să nu rămâneți speriat, să vă reveniți, păi să nu rămâneți speriat. Că l-am văzut pe Vadim Tudor multiplicat acum vreo 3 zile deci, la toate televiziunile. Deci, UDMR-ul a avut aceste cereri din 2003. Ne amintim? Din 2003 a avut aceste cereri. Acolo, cine a stat la discuții să le aprobe? Doar domnul Dragnea. Haideți să facem această inventariere. Au cerut de fiecare dată când a fost investit un guvern pe care l-au susținut, au cerut aceleași lucruri. Cine a fost de acord? Singurul. Păi și mă, cum puteți convinge UDMR-ul? Doar mângâindu-l pe cap pe domnul Kelemen Hunor, spune, ce băiat drăguț ești, Kelemen. Adică, nu, da, nu. Adică, atunci când faci discuții cu oameni politici, când faci discuții cu oameni politici, le spui ce se poate și ce nu se poate. Și pe Tăricianu, cum deci nu este obligatoriu, convinge, dar pe Tăricianu, nu este obligatoriu, doamna Grecu, să faci compromisuri care te compromit. Deci discuțiile între formațiunile politice și discuțiile politice înseamnă compromisuri, dar dacă ele sunt în interes public. Dacă sunt compromisuri de neacceptat, nu mergi mai departe. Deci... Dar discuțiile exploratorii, repet, există. Partidul Național Liberal a anunțat astăzi că aceste lucruri se vor întâmpla discuții exploratorii și plus o consultare cu toate organizațiile noastre județene. Doamna Grecu, pot să vă spun ceva? Și eu mă gândeam într-o vreme să am niște discuții exploratorii cu diverse top modele de-astea super tari, știi, gen, nu știu, Naomi Campbell și asta. Dar nu le știam nici numărul de telefon, nici nu-mi răspundeau la telefon, nici nu mă băgau în seamă, știți? Și am rămas doar cu dorința de discuții exploratorii că n-am avut interlocutor. Dar așa o să aveți și dumneavoastră discuții. Dacă îmi permiteți să închei, nu este suficient ce ne-a demonstrat PSD-ul că e în stare să facă atunci când este la guvernare, repet, neobligați de nimeni să se răfuiască între ei, să se dea afară unii pe alții. Asta vrem în continuare, cred că suntem obligați să încercăm, să facem o majoritate. Și dânsul post în guvern îi veți da, practic? Este prematur să mă pronunț. Unul dintre, deci parte din discuția exploratorie. Spuneți că PNL e dispus să vorbească cu partidul lui Băsescu, cu partidul lui Kelemen Hunor, să vorbească cu minoritățile, să vorbească cu partidul lui Tăricianu. Știți că despre Tăricianu spuneați că aduce un atac la statul de drept. Asta vă zic că sunt, adică divergențe uriașe între PNL și partidele cu care dumneavoastră vreți să purtați discuții exploratorii. Și vine așa, cu un exemplu concret. Băsescu, care n-are limite, un tupeu uriaș, că îl cunoașteți mai bine decât mine. Nu-i așa? Îl cunoașteți mai bine decât mine, nu-i așa? Acum este PSD-ul, nu vă supărați, doamna Grecu. Cel mai toxic, partid decât Băsescu este PSD-ul? Politic în momentul de față. PD nu este. Este PSD-ul. După ce au încălecat PNL-ul, mai nu vă supărați. Deci, ce alte dovezi mai trebuie să fie aduse?